Bună ziua, sunt Radu de la Automobile Bavaria Băneasa. În continuare, astăzi vă vom prezenta câteva elemente tehnice despre Mini Electric. Mini Electric întărește 1440 de kg, adică cu 145 de kg mai mult decât fratele lui pe benzină. Dar există și câteva vești bune în acest sens. Greutatea mașinii este răspândită uniform pe toată lungimea ei, datorită amplasării bateriei în spate. Garda la sol este mai înălțată cu 2 cm față de un Mini obișnuit, iar centrul de greutate este cu 3 cm mai jos, ceea ce o face foarte agilă în virajele strânse. Motorul electric dezvoltă 184 de cai putere și 270 de Nm. Asta înseamnă că Mini-ul este propulsat de la 0 la 50 de km la oră în doar 3 secunde, iar de la 0 la 100 la oră în doar 6,8 secunde. Controlul tracțiunii este foarte inteligent. Este de 10 ori mai rapid decât la o variantă pe benzină. Practic, nu vei mai experimenta efectul subvirator sau limitarea puterii în abordarea virajelor strânse. Frânarea are loc automat. Mini Electric folosește funcția One Pedal. Dacă ridicăm piciorul din pedala de accelerație, funcția de regenerare a energiei de frânare va încetini mașina la fel de eficient ca o frânare medie obișnuită, canalizând energia în baterie. Prin comutarea unui buton, putem opta pentru o frânare ușoară sau tare. Unul dintre lucrurile minunate ale acestui Mini Electric este că are o singură treaptă de viteză. Asta înseamnă că accelerația este continuă și liniară până la viteza maximă de 152 de km la oră. Conectivitatea este un alt punct forte al Mini-ul electric. Mașina ta se conectează cu telefonul tău smart prin intermediul aplicației Mini App. Astfel, vei avea la un touch distanță toate informațiile importante despre Mini-ul tău, și anume localizare GPS, status mașină, închidere, deschidere, climatizare, intervale de service, asistență rutieră, distanță rămasă de parcurs, nivel de încărcare a bateriei și multe altele. Cu această aplicație, climatizând din smartphone Mini-ul tău, vei avea temperatura perfectă indiferent de anotimp. Bateria de 32 de kWh și motorul electric îl ajută pe Mini să ajungă până la 230 de km între încărcări. Puteți încărca bateria de la 0 la 100% cu un wall charger acasă în mai puțin de 5 ore. În același timp, la o stație de mare putere de 50 de kWh se poate încărca de la 10% de exemplu până la 80% în doar 28 de minute. Mulțumesc pentru timpul acordat! Vă invit în showroom Automobile Bavaria Băneasa pentru un test drive cu surprinzătorul Mini Electric pentru a vă alege configurația preferată.